Oameni buni, deci, qu'est-ce que tu fais par les vous? Video ăsta îl fac în special pentru armata lui Pustan, pastorul Pustan, care în urmă cu câteva zile, sâmbăta trecută, s-o înregistrat, s-o publicat, s-o scăpat, nu mai știu ce-a făcut, cu cazul ăla, cu fetița, că atunci când a declarat el acolo, în prezența lui ochelaristul ăla nesimțit, că vezi, Doamne, l-a nervat o fetiță că i-a pus înghețată în tenisul lui Sfânt, că așa auzi că tenisul e Sfânt, fetița nu. Fai, cine pute așa transpirație? Cine trecut pe aici de pute așa, man? Ai de viețile noastre, când m-aș loba miroase pe aici. Doamne, și ferește ce miroase, vai, că o trecut niște ei, cică masa la pe aici, ferească pe Dumnezeu, că moșuie pila peste tot, în fine. Și Pustan, pentru faptul că, vezi, Doamne, fetița i-a pus înghețată în tenisul lui Sfânt, s-o nerva, nu știu ce, nu știu cum, și a urmărit-o pe fetiță la într-un spre toaletă și au zis că au prins-o de gât, au ridicat-o, atât au strâns-o, pune s-o bulbucat ochii, vă dați seama ce tare au strâns-o de gât și au amenințat-o că el e moartea ei și că o tranșează în bucăți ca pe carne, în fine, niște cuvinte foarte dureroase și cu toate acestea, cu toate că l-am filmat, cu toate că v-am dovedit că el a spus chestiile astea, nu eu, cu toate astea, apar unii, ca să nu mai zic cum, că trebuie să mă abțin, că-s pe YouTube, că altfel v-aș pune direct în față cum sunteți, apar unii și zic că el nu m-a glumit, cu așa ceva nu se glumește. Cu așa ceva nu se glumește, mai mult decât atât. După ce am publicat eu, Ziarul Libertate a publicat și aceeași problemă, numai că sub altă formă, și au spus că l-au contactat pe Pustan și l-au întrebat ce părere are despre ieșirea pe care au avut-o în public. Și el a recunoscut că atunci s-a părut ok, dar acum nu i s-ar mai părea ok să procedeze așa. Deci el a recunoscut că a făcut chestia aia. Terminați cu prostiile voastre, să veniți pe contul meu de YouTube și să spuneți că a fost doar satiră și sarcasm. Și dacă ar fi fost așa, când vine vorba de violență domestică, nu se poate să glumească nimeni. Nu există. Pentru că și să presupunem acum o altă variantă, că el doar ar fi vorbit că nu n-o fi făcut așa ceva, o lăsa loc de interpretare că e ok să-ți abuzezi copii, ceea ce nu e ok. Deci, indiferent că ar fi glumit sau nu, deși el nici o glumit, o recunoscut cu recurs la gestul respectiv, nu mai veniți voi aici și îmi spuneți mie că bine că, adică foarte destul de rău din partea lui Pustan că nu a venit el la mine, că ar trebui el să mă tranșeze pe mine. Deci mulți din armata ta Pustane, ca să vezi ce armată înveninezi, că tu nu păstorești, știi, un pastor normal trebuie să păstorească o turmă, tu înveninezi. Pentru că pe canalul tău îți trimit binecuvântări, ție, soției tale, ăsta nu e un lucru rău, foarte bine, foarte bine, băt. Pe tine te binecuvintează și pe mine vin și mă amenință că mă omoară, că mă tranșează, exact ce ai spus tu, că ai făcut la fetița așa, exact așa mă amenință pe mine oamenii tăi, că sunt oamenii tăi, că dacă n-ar fi oamenii tăi, nu s-ar simți ofticați, vezi tu? Nu s-ar simți ofticați, nu în halul ăsta. Deci, pentru toată armata asta lui Pustan, o armată cu tendințe criminale și nesimțite, vă dau aici pampersuri, mă. Vreți pampersuri, să vi le puneți peste gură sau ne vreți voi. Rămâne la aprecierea voastră dacă vreți pampersuri folosite sau direct din cutie sau din astea, da? No, astea vi le dau vouă, da? Acum, știți cum, n-aveți decât să vi le plătiți, eu numai vi le arăt. În cazul în care folosiți pampersurile și aveți nevoie de șervețele, o medie vă anunț că astea nu sunt pentru voi. Să găsesc în stoc, dar nu sunt pentru voi. Da? Nu sunt pentru voi, că nu meritați. În schimb, dacă vreți, uitați, asta e o cremă de dat la fund pentru copii opăriți. Asta, da, vă cumpăr dacă vreți să vă dați cu ea pe gură. Hm? Pe gură și pe degetele alea, înainte să-mi tastați mie amenințări pe YouTube. Oricum, eu vă blochez. Când vă văd, vă blochez. Unii dintre voi aveți norocul că nu sunt la laptop tot timpul, că n-am cum să stau 24/24, că eu nu sunt Pustan să fiu plătită ca să apar și să fac comedy show pe YouTube. Eu nu sunt plătită, știi? Nu că mi-ar trebui, că n-am nevoie de niciun ban de la nimeni. Dacă vreodată o să iau bani de la YouTube, e partea a doua, dar nu de la oameni, da? No, deci, luați-vă sudocrimul ăsta de fund, luați-vă-l și dați-vă, mă, pe degete, mă, dați-vă pe degete și pe gura aia. Nu vi rușine, sau pudră, mă, luați pudră și dați-vă cu ea. Nesimțiților care sunteți, adică pentru faptul că v-a nervat reacția mea la video lui, adică pentru faptul că l-am criticat, voi veniți și mă amenințați pe mine pe YouTube, mă, nu vi rușine, mă. Mă, știi ce ar trebui să fac eu cu voi ăștia? Pe lângă pampersurile astea pe care vi le dau, da? Ar trebui să mă duc la poliție cu telefonul și cu laptopul și să vă urmărească IP-ul adres din telefon sau din laptop și să vă localizează poliția, să le arăt mesajele de amenințare cu care îmblați, că voi mă amenințați foarte grav și să vină să vă localizează în România sau în ce țări sunteți voi din Europa și să vă deschidă dosar penal, că se poate deschide dosar penal pe tema asta. N-aveți cum voi să mă amenințați pe mine că mă omorâți, că mă prindeți, că nu știu ce. Eu am maltratat-o pe fetița aia sau Pustan? Cine, mă?
uită-te, pustane, ce lume înveninezi. Uită-te ce lume înveninezi. Tu asta faci. Tu ți-a pregătit o armată care să fie gata de răscolă atunci când ai tu nevoie de. Și în momente din astea, când tu ești criticat, armata ta reacționează. Uite cum reacționează. Uite ce armată ți-ai format, pustane. Pentru oamenii care critică cultul penticostal, e rog frumos să nu facă chestia asta, pentru că pustan, pastorul ăsta cu tendințe criminale, nu e în cultul penticostal, el a fost exclus. Deci măcar în video ăsta încercați să nu aruncați cu cuvinte negative sau știu eu cum în cultul creștin penticostal, pentru că el nu mai face parte din cultul creștin. Adică din cultul penticostal, nu, el e independent, nu mai el știe ce face. El are armata Robocop, armata lui Tarzan, nu știu. Deci, rog frumos oamenii care zic altă religie să țină cont de faptul că nu e penticostal, tocmai pentru niște abateri colosale pe care le-au avut și în trecut, au fost excluzi în cultul penticostal. Așa că, de data asta, vă rog eu frumos să nu spuneți, să nu vă luați de cultul ăsta penticostal. Nu că leți în apărarea, că știți destul de bine că atunci când critic, dar când trebuie să intervin și în altă măsură, intervin. Adică acum ar fi și aia să spuneți că uite ce fac penticostal, da? Pentru că pustan nu-i penticostal. Nu-i penticostal. Și armata lui nici pe atâta, pentru că n-are cum, știți? Eu nu zic că penticostale nu sunt și ei agresivi, așa ca pustan, dar hai să fii serios că cine nu e agresiv? Adică nu puteți spune că doar penti sau doar pustan e așa, că mulți oameni promovează și chiar practică violența, știți? Dar acum, dacă eu l-am criticat pe pustan, cer o stare să mă apuc să vorbesc de toată lumea. Cer o stare să mă apuc, pentru că nu am cum, da? Trebuie să cuprindem contextul și să comentăm subiectul, da? Să-l criticăm. Dacă aș fi avut o pensie din asta cu mare pustan, să-mi intre bani așa și pe mașina de dat, nu știu, carne și prin butoiul de varză și numai să mănânc și să fac video, poate aș fi stat și m-aș fi filmat non-stop. Și aș fi vorbit de toată lumea, de partid, de așa cum face el. Dar eu nu-mi permit asta, eu trebuie să muncesc, trebuie să îngăștiți și eu existența, cartofii pe care îi cumpăr, știi, adică trebuie să-i cumpăr, nu-i primesc pe mană, trebuie să mă duc să-i plătesc, înțelegeți voi? No, așa că lăsați voi sugestiile voastre, care nici măcar nu sugestiți, niște batjocoriri, când îmi spuneți mie că altă treabă n-am de făcut, că nu-i problema voastră, nu-i problema voastră. Voi ar trebui să vă vedeți de nasul vostru și de amenințările pe care mi le aduceți, pentru că s-ar putea să vă trezeți cu poliția la ușă. Ascultați-mă bine ce vă spun. Deci, voi când lăsați comentarii, voi când lăsați comentarii automat datele voastre personale, datele voastre personale sunt deja în sistemul de la YouTube. Și cu alea, poliția vă poate localiza. Deci dacă mai continuați să mă amenințați, s-ar putea să mă duc la poliție. S-ar putea să mă duc la poliție și vă așa de capul vostru. Și poate așa, ducându-mă la poliție, cu datele voastre pe care voi, de care voi nici măcar nu sunteți conștienți că sunt mediu online, atunci când trimiteți un mesaj, poate așa o să discosăm toată armata lui Pustan. Și așa vedem care sunt pionii ăștia, știți? Pentru că tu ce ai făcut, pustanii, tu ți-ai creat o armată, cum ți-am mai spus. Asta ai făcut tu, bă. Ți-ai creat o armată gata de luptă atunci când i-ațâți tu. Da? Îs curioasă și eu video care ți l-ai luat de pe YouTube după ce am postat eu două video la adresa ta și a intervenit și mass media din România. Ți l-ai luat tu jos de bună voie sau ți l-a luat YouTube-ul? Pentru că ai încurajat bullying-ul și violența domestică. Care din ele? Hm? Cu oamenii cred că tu ți l-ai luat, eu cred că YouTube-ul ți l-a luat jos. Nu-i așa? Nu-i așa că ți l-a luat jos, mă? Nesimțire de om care ești tu, adică tu povestești cu nonșalanță ce ai făcut la fetița aia și tot pe mine vin oamenii și mă amenință. Oamenii tăi, mă, că sunt oameni normali, pe care asta le mulțumesc oamenilor care sunt decenți și oamenii care nu promovează și nu sunt de acord cu ce a făcut Pustan și cu ce fac ceilalți, adică alți oameni care procedează la fel ca Pustan, pe care asta le mulțumesc frumos că mai există și oameni normali pe pământul ăsta, nu numai armată de-a lui Pustan. Și mă duc acum la un raion de ciocolată ca să vă ofer o ciocolată. Hai să mergem, te rog frumos, ca să le dăm acum. Chiar dacă e virtual, oameni buni, eu vă mulțumesc frumos. Ia ce bulani are tatăl ăsta. Sorry că îți duci plasă. Mai fac și copilul să-mi care aici plasa mea. Că dar m-am dus să-mi iau tampoane, nu? Să-i trimit la bohariu. Altul care promovează cu parul în cap, că dacă bunică s-au luat pare în cap, trebuie să luăm și noi pare în cap. Ăsta promovează strangularea de gât. Ne apucăm de-am și ridicăm. Mă întreb și eu, bă, pustanii. Mă auzi, mă, barbă bătrână care ești. Te întreb. Dacă fetița ar fi fost epileptică, da? Dacă ar fi avut criză de epilepsie și în timpul ăla când tu ai ridicat-o și ai strâns-o până s-o bulbucat ochii, dacă cumva leșuna și avea o criză din aia și nu-și mai așa din criza pe care o făcea, ce făceai? Ce făceai, mă, erai responsabil de moartea ei, nu? Oricum tu și așa trebuie să fii penalizat. Mă mir cum de nu să se sesizează poliția să vină la tine după ce Libertatea și alte ziare din România au publicat chestia, incidentul. Mă mir cum de nu a venit poliția la tine. Raftul ăsta
îl dedic pentru persoanele care nu se acord cu violența domestică, care încearcă să trăiască decent și să fie normal în societate, deși parcă e tot mai greu să treci în societatea asta, ți-e și frică să ieși afară, nici nu știi care e criminal și care nu. Vorbesc foarte serios, dacă există cineva care se uită la mine și dorește ciocolată de aici, rog frumos să-mi spuneți, o cumpăr și vă trimit cadou de la mine, indiferent unde vă aflați, că Tarsinul, frață cu destinul, care livrează destinul, să duc prin toată Europa și vă pot trimite prin ei, sau vă trimit prin DHL, n-am nicio problemă, da? Deci raionul ăsta e doar pentru oamenii normali la cap, nu pentru armata lui Pustan, nu, ok? Știți ce? Adică am o sugestie pentru voi așa la final. De acum când mai... Nu mă pic, te rog. De acum când mai mergeți la cineva în vizită sau când cunoașteți oameni noi, să nu vă impresionează faptul doar că auziți că vă salută, pace, ce faci? Sau, soră, cum faci? Adică să dai tendințe în astea creștine, religioase. Adică, bine, creștine, religioase, creștine, da? Nu, vă știți ce trebuie să întrebați oameni buni? Nu vă lăsați impresionează asta. Voi, ca să fiți, cum să zic eu, conștienți, cu cine stați de vorbă și cu cine încercați să legați o prietenie sau poate un parteneriat, că poate unii dintre voi vă întâlniți pentru un parteneriat, deci așa, mai bine întrebați, mă, ce pastor îți place cel mai mult cum predic? Și de cumva zice că Pustan sau Bohariu sau oameni din ăștia care au tendințe criminale și eu am pus dovezi la mine pe YouTube. Eu zic să vă feriți. În loc să vă întrebați unul pe altul, vai, ce mâncare îți place, la ce restaurant vrei să mergi? Vai, câți copii ai sau așa? Nu, prima dată, înainte de toate, astea să fie o întrebare obligatorie. Obligatorie să fie întrebarea asta. Ce pastor vă place cum predică? Și dacă auziți că zice Pustan sau ceva, să vă șuferiți. Pentru că, uitați aici cu ce se îmblă, adică pentru faptul că l-am criticat pe Pustan, cu dovezi, oameni buni, cu dovezi, vă știți. Acum mă refer la oamenii normali. Vine armata lui și mă amenință pe mine pe YouTube să vedeți numai ce amenințări. Că mă omoară, că mă tranșează. Mi-e și greu să redau, sincer. Mi-e și greu pentru că e nasol și să redai asemenea cuvinte. Da? Dar ca să vedeți. Și apă nu mai bine te ferești de oamenii ăștia? Mă refer așa, dacă te duci tu în viața de zi cu zi și vizitezi pe cineva, mai bine întrebă ce pastor îți place cel mai mult, i-auzi că Pustan sau ceva, te și duci, ai fugit rapid, ți-ai pus schiurile, ți le-ai dat un pic cu luciu de slănină și ai fugit, nici nu mai stai de vorbă cu ei. Nu mai stai. Că la el pe YouTube și pe Facebook și pe website, numai binecuvântări. Domnul, se binecuvântează, frate, nu se binecuvântează, dar în același timp tot ei, da? Vin și mă amenință pe mine. Păi ce oamenii sunt ăștia? Ce oamenii sunt ăștia? Ok, nu vă convine că l-am criticat? Abțineți-vă, dacă nu vă puteți abține, criticați-mă și voi pe mine, dar într-un mod civilizat, mă. Într-un mod civilizat, mă, nisânțiților, nu așa? Că veniți voi și mă tranșați, ăștia care vreți să mă tranșați, unde vreți să ne întâlnim? Unde vreți să ne întâlnim ca să mă tranșați, nisânțiților care sunteți, că trimit eu poliția pe voi. Uitați, la oamenii care nu-s de acord cu Pustan și cu violența lui, vă dau și înghețată. Ați văzut înghețată, Rafaelu? E foarte bună, eu am mâncat, deci e superbă înghețata asta. Mai ales asta albă, e superbă, superbă. Da? Asta, din nou, e numai pentru oamenii care sunt normal la cap. Nu care fac parte din armata lui Pustan. Eu nu zic că în toată activitatea lui, de 50-100 de ani, n-o fi spus lucruri bune, că o fost, dar prea puține lucruri bune spune și mai mult exagerează și aberează. Păi să stă la un pastor? Să vină cu dume și cu tâmpeni din astea? Chit că în casa lui sau unii o fi oameni buni, nu se cade tu să promovezi și să bagi jocurești pe alții. Astea din astea macaroni? Cât sunt macaroni astea? 5 euro numai? 5 euro și 6 din astea sau cum? Câte macaroni din astea? Uitați, astea sunt foarte delicious. 6. Dar parcă arată prea mare cutia să fie numai 6 din alea, că am văzut și eu că 6. Sunt mai mici. Dar cutia pare mare. 3. Așa, în 3, da. Interesant. Macarons would be like a bit like dacă nu, dacă nu eram cât o cămilă deja, am cumpărat o cutie și știți cum o mâncam aici direct și nu mai o plăteam. Nu, că dar în Biblie scrie că dacă mănânci, nu duci acasă, au consum, nu-i furt. Atunci apoi și-o mâncă, lăs cutia. Știu că-s bune, numai că la câte zi e grasă, ce să mai mănânc. Bun, în fine. Deci, eu nu cred că se stă la un pastor ca să vină cu vrăjări și cu tâmpenii din astea, chit că vorbea și de acasă sau de unde vorbea și atâta timp cât tu te prezinți în mediul online, trebuie să fii precaut. N-ai cum, mai ales dacă ești pastor. Adică n-ai cum, mă, să vorbești de violență domestică și pe aia să apară unul și altul. A, știi, el nu m-a glumit. N-a glumit absolut deloc. Cei de la Libertatea l-au intervievat. Și el a recunoscut că atunci i s-a părut ok, acum nu i s-ar mai părea ok, dar dacă nu i s-a mai părut acum ok, eu mă întreb, pentru ce o mai spus?
e întâmplarea asta. Deci, Pustane, referitor la declarația pe care ai acordat-o ziarului Libertatea, te întreb, barbă care ești tu de babă, bătână, te întreb, pentru ce te-ai mai mândrit și pentru ce ai mai spus povestea asta, dacă acum, aveți, Doamne, nu ți-ar mai fi părut ok, pentru că tu, acum ai prezentat situația, erai foarte mândru, zici că abia așteptai să mai vină cineva, ai fi fost în stare, dacă mai era un copil acolo, ai fi fost în stare să strângi de gât, să ne arăți exact cum ai făcut cu fetița. Deci tu nici măcar n-ai regrete, tu n-ai nimic, mă. Asta e cel mai grav la tine, știi, înțelegi? În primul rând e grav că ai un tupeu fantastic și un murdar să apar public și să spui tot ce vrei tu fără să nu te intereseze nimeni și în al doilea rând ești un public social, mă. Pentru că ți-e nici măcar nu-ți pare rău. Hai să merg. Deci ți-e nici măcar nu-ți pare rău pentru ce ai spus. Nu-ți pare rău și nu regreți, pentru că dacă ai fi regretat, erai altfel, ești nesimțit, mă. Ești nesimțit oricum, ți-am spus, Pustane, de te prinde în Irlanda, ascultă-te la mine. Unt din ăsta vin și spun pe ureche și strâng după tine criminal. Cu maioneză te fac pe pantofi, uite, dacă nu ți-a plăcut înghețata a fetiței, îți pun eu maioneză, mă. Îți pun maioneză în buzunarele tale plin de șpagă și de bani luați de la tot felul de oameni. Prin că e mai puțin ortodoxă. Dar nu ți-a plăcut înghețata, hai că îți dau maioneză, mă. Deci, de cumva te prinde în Irlanda, criminal strâng după tine, mai înțeles? Criminal. Asta o să fac, asta o să strâng după tine și o să te filmez, o să te pun pe YouTube și o să le spun la lume: fugiți, fugiți, he's gonna kill you, run. Da. Și când strâng după tine, uite așa, Anita, cu mătura strâng, da? Cu mătura. Să-ți fie rușine, mă. Auzi tu, ci că apar oameni și îmi spun mie: da, Naomi, ce și tu ești la fel de agresivă ca el pentru că l-ai invitat la box. Păi ce are boxul de a face cu agresivitatea? Că voi, creștinii, vedeți sau percepeți că sportul ăsta box, care din punctul meu de vedere e o artă sportivă, dacă voi considerați că e păcat, e fix problema voastră. Eu nu consider că boxul e păcat, dar o să fac eu un video pe tema asta cu sportul, da? O să fac eu un video și o să ofer acolo niște detalii și un pic de critică și analiză și apoi mai vedem noi cum credeți și ce credeți, că o să vin cu argumente biblice, știi? Și cu toate astea, oricum, uite-te așa, continuați, eu nu cred că pentru faptul că eu l-am invitat pe la o partidă de box, nu cred că asta denotă faptul că eu sunt agresivă, fizic. Nu. Verbal, recunosc că miez în fire, dar miez în fire pentru faptul că nu suport împenii și exagerări. Nu suport. Uite așa, acum mă filmez aici la băuturi. Mă filmez la băuturi, că dacă te mă acuzați voi pe mine, că cică, cum îl critic eu, ca să vedeți cât de penal sunteți unii dintre voi care mă amenințați. Voi vă uitați la barul meu. La barul meu ăla din casă, vă uitați la barul ăla. De zici că sunt mai grave sticlele alea de la bar decât cuvintele și faptele lui Pustan, ca să vedeți cât de bolnav sunteți și cât de bolnav judecați voi. Și acum, pentru faptul că am venit și am filmat de aici, vai, a venit omul să bea și așa, mă, și dacă aș consuma alcool, deși numai eu știu dacă pun un strop sau nu în gură, dar și dacă ar fi să consum, care e problema voastră? Am făcut ceva rău la cineva? Am făcut, mă? În schimb, pastorii voștri se laudă cu fapte, cu criminale, cu tot felul de porcării și ei sunt ok, că e doar o glumit. Deci ei zic, ei declară, recunosc că au făcut chestia aia și totuși voi le luați apărarea. Eu nu mă filmez din lângă un bar, nici nu mă vedeți că consum, dar gata, eu deja consum, eu sunt alcoolist și așa mai departe. Mi-ați dat voi bani careva, mă, să-mi cumpăr bere sau știu eu ce? Mi-ați dat? Ca să vedeți cât de penibil sunteți. Când aveți dovezi împotriva unui idol de-a vostru, fie că e Bohariu sau Pustan, chiar dacă prezint dovezi, de ele nu servesc dovezi, adică drept dovezi pentru voi. Dar voi nu știți dacă eu consum alcool sau nu și totuși mă faceți bețivancă. Ba, mă faceți și drogată. Bă, nu știu cum să vă spun, cred că și dacă aș consuma droguri, deși nu consum, dar și dacă aș consuma droguri, voi ați fi mai dezastru decât mine, că voi aveți mintea mai drogată decât aș avea eu în cazul în care aș consuma. Deși am spus, nu că trebuie să mă justific, nu. Pentru că eu sunt foarte sincer, eu dacă aș fi consumat, aș fi recunoscut. Dacă m-ar fi întrebat cineva, nu, mi-i consum droguri, da. Dacă nu consum nici, să zic da. Stai un pic așa. M-a întrebat cineva frumos, nu am bea alcool? Nu, toată lumea mi-a macut.